Salutare, oameni buni, pentru astăzi ziua de miercuri, eu fac un bilet la pariuri. Avem meciul din Champions League din nou. Pe biletul de ieri mi-a ieșit meciul de Champions League, am luat unul pe City. Am mai jucat să câștige o repriză Craiova. Craiova a câștigat cu 2-0 meciul. Am mai avut pe tenis, din păcate. Pe Dominic Thiem am jucat să-l bată pe Gary Harris. Dominic Thiem n-a jucat mai nimic, l-a bătut Harris cu 2-0 din spate, iar Thiem deja cu un statut de superstar. E clar acum a venit cu figuri și a pierdut. Pentru ziua de miercuri, 17 martie, o să joc așa din meciul de Champions League, în meciul Bayern cu Lazio. Lazio a fost extrem de slab în campionat, a avut niște meciuri cu a avut înfrângere cu Bologna, a avut înfrângerea aia cu Juventus 1-3 fără să joace absolut nimic. A mai avut o victorie cu Sampdoria chinuită 1-0, o înfrângere cu Inter înainte, niște victorii cu Cagliari și cu Atalanta 3-1, nu știu cum a bătut pe Atalanta, destul de dubios. Iar acum în ultimul meci Lazio de-abia a bătut pe Crotone, dar a primit 2 goluri. Bayern München, o super trupă, știm cu toții, cred, în campionatul Germaniei, domină campionatul fără niciun fel de probleme. Iată, a bătut pe Dortmund acum 2 etape, 4-2, revenind, atenție, revenind de la 0-2 la... Și apoi Bayern a turat motoarele și i-a bătut cu 4-2. În ultimul meci cu Bremen 3-1 s-au distrat, s-au dat 3-1 fără probleme, puteau să le dea 15. În tur, Bayern i-a bătut pe Lazio 4-1, a fost un meci absolut total la discreția lui Bayern München. Nu le-a dat nicio șansă, aia de la Lazio au părut că sunt pur și simplu pierduți pe teren. Sané, Musiala, Lewandowski făceau ce vreau pe lângă aia. Au marcat Coma, Sané, Musiala. Dar cred că vor juca deschis, mai ales că Lewandowski țintește niște recorduri de goluri. O să punem aici 3 plus goluri la cotă de 1.35. În Spania avem Sevilla cu Elche. Sevilla o echipă foarte bună, o echipă care a mers extrem de bine în campionat, e acolo aproape de Barcelona și Real Madrid. E adevărat, a avut meciurile de Champions League pe care s-a concentrat mai mult, de aceea în campionat cu Barcelona n-a jucat absolut nimic, a pierdut atunci 0-2. În cupă, în retur, i-a bătut Barça 2-0 și s-a auzit. Apoi cu Elche în campionat a pierdut 1-2 în deplasare, dar din nou s-a amenajat, probabil pentru că urma meciul cu Dortmund în care ei trăgeau speranțe să se califice, au făcut doar 2-2 și au fost eliminați. Weekendul ăsta a bătut pe Betis 1-0. Elche e una dintre echipe foarte slabe, a avut înfrângeri foarte multe, mai ales în deplasări. Sevilla cred că aici își va căuta revanșa și cred că va câștiga. Cotele sunt undeva la 1.40. Sevilla o să pariez 1 solid. Sevilla la cotă de 1.47. Germania, Regensburg cu Greuther Fürth. Greuther Fürth o echipă foarte bună pe locul 4, un pic în afara locurilor care duc la baraj în pentru promovare. Fürth ăștia au avut Regensburg de victorii doar cu Nuremberg și cu Sandhausen, echipe destul de modeste. Cu Paderborn am avut o victorie, în rest niște egaluri. Regensburg nu-și propune foarte multe, mai ales că joacă cu Greuther Fürth, o echipă care candidează la promovare. Greuther Fürth a avut 2 victorii, 2 egaluri cu Hamburger, cu Hannover, mai bună. O să pariez acum că Greuther Fürth marchează, oaspeții marchează la cotă de 1.18. Tenis, o să joc Gheorghiu cu Dimitrov. Aici la Dimitrov eu mă aștept ca Dimitrov să facă un joc bun. În ultimul meci cu Manarino a câștigat set și apoi avea 3-0 în al doilea când s-a retras Manarino. Kegmanovic, un jucător unicel, tânăr, nu este extraordinar de bun pe hard, mai mult pe zgură se remarcase el. A bătut pe Lazo Gere, pe Monteiro, a pierdut cu Schwarzman la turneul precedent pe zgură. Mai avusese înfrângeri cu Manarino la Australian Open, am avusese cu Cerundolo înfrângeri. Dimitrov, jucător foarte bun, a avut la Australian Open Dominic Thiem, l-a bătut 3-0. Apoi a pierdut cu Karatsev, dar a avut o accidentare acolo. Aici a trecut de Manarino în primul tur. O să joc minim un set pe Dimitrov la cotă de 1.22. Din aceste 4 cote facem o cotă de 2.86. Asta ar fi o variantă de bilet pentru apoi, dacă e să mai pun ceva la pariurile speciale pe fotbal, am ales un pariu single la speciale la Bayern cu Lazio. În afară de Lewandowski, care evident că are șanse foarte mari să marcheze, el este într-o formă. Serge Gnabry la 2.40, o să-l joc single pe bilet. O să mai joc un combinat, Lewandowski marchează la 1.35 și Chelsea, care evident este o echipă mult, mult mai bună decât Athletic, pune foarte mult accent pe organizare de joc și odată cu spațiile lăsate de Athletic, cred că Chelsea poate să marcheze. Chelsea în ultimul meci a făcut doar egal în meciul de campionat cu Leeds 0-0, dar e o echipă care vedem nu primește goluri de 5 meciuri, nu a mai primit goluri. Meciul cu Atletico a bătut 1-0. Probabil că și aici se va juca pe teren neutru, probabil tot în România. Chelsea merge mai departe. Chelsea 1.28. De aceste două cote fac o cotă de 1.73. O să joc biletul ăsta single. Lewandowski marchează și Chelsea se califică. Astea sunt propunerile mele pentru miercuri. Mersi de atenție.
Vă rog să lăsați un like, să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu viitoarele clipuri și până data viitoare, baftă la pariuri!